Îți ziceam într-un clip precedent că am să te ajut prin clipurile pe care le postez cu identificarea lucrurilor care te împiedică să fii fericit și de asemenea cu soluții la cum poți renunța la ele. În episodul de astăzi am să-ți vorbesc despre alcool. Fie că e vorba de vin, bere, whisky, țuică, rachiu. Alcoolul este unul din lucrurile care te împiedică să fii fericit. Nu vorbesc despre efectele alcoolului cu privire la sănătate. Astea le las în seama specialiștilor. Eu am să-ți vorbesc despre relația dintre alcool și nefericire. Nu alcoolul te face fericit sau nefericit. Asta ca să ne înțelegem. Ci creierul tău te face fericit sau nefericit. Iar asta ca o scurtă paranteză, cum alcoolul este un instrument care îți face creierul să secrete dopamină, la fel și creierul este un instrument al tău. Tu nu ești creierul tău. Mark Manson zicea foarte tare și foarte bine în cartea lui, în bestsellerul lui Arta Subtilă a Nepăsării, zicea în felul următor: obișnuiam să cred că creierul este cel mai deștept organ al meu. Asta până când mi-am dat seama cine îmi spune asta. Da, închei paranteza. Deci, atunci când consumi alcool, creierul secretă dopamină. Peste nivelul normal. Numai că în momentul în care efectul trece, cazi mult mai jos decât erai înainte de a consuma alcool. De-aia ești fericit, ești entuziasmat, ești euforic la un moment dat, dar după aceea vine momentul să plătești. Și asta este legătura dintre stările pe care ți le induce alcoolul. Cum renunți la alcool? Cum renunți la chestia asta? Cum renunți la... pentru că știi foarte bine că îți este afectat somnul, îți este afectată starea de a doua zi, rău, îți este afectată activitatea pe care o întreprinzi și nu ai aceleași rezultate pe care le-ai avea dacă nu ai bea alcool. Cum renunți la chestia asta? Cum am renunțat eu la chestia asta? Cum am renunțat la țigări? Cum am renunțat la alcool? Cum am renunțat la multe dintre lucrurile care mă împiedicau să fiu fericit? În teorie, atenție că în teorie este simplu. În teorie este simplu, dar practica este. Deci dacă spui acum știu și nu iei măsuri, nu vei rezolva absolut nimic. Aplică un procedeu invers. Și anume, dacă te face fericit țigara sau alcoolul sau țigara în combinație cu alcool și cu cafea, învață creierul să secrete dopamina de care ai nevoie din opusul activităților respective, din inacțiunea de a lua lucrurile respective. Și anume, învață creierul să spună: wow, ce bine e să nu fumezi! Sau: wow, ce bine e să nu bei! Eu, în momentul de față, beau apa cu o poftă de neimaginat. Nu mai spun că au trecut aproape peste 10 ani de când am stins ultima țigară, iar entuziasmul pe care îl am cu privire la faptul că nu mai fumez este același ca în prima zi. Mă, mai mare. Pentru că atunci eram puțin speriat, pentru că nu eram sigur pe mine. Asta trebuie să faci. Asta trebuie să faci, pentru că până la urmă, gândește-te, în momentul în care bei, ce obții
altceva în afară de o iluzie a faptului că ești fericit. Nimic. Nimic. Este pur și simplu ca și în cazul drogurilor, ca și în cazul țigării, ca și în este țigara e mai perversă, e ceva mai perversă decât alcoolul, dar pentru că secretă dopamină la fel, doar că efectul dopaminei este ține mult mai puțin. Și de-aia trebuie să fumezi țigară de la țigară, ajungi la un moment dat să fumezi țigară de la țigară. Însă, ceea ce vreau eu să spun, nu poți, frate, nu poți fi fericit și dependent în același timp. Nu poți fi fericit producând fericirea cu ajutorul unor lucruri care vin din exteriorul tău. Pentru că lucrurile alea nu țin. Și așa cum ți-am zis la început și știi și tu chestia asta, nu numai că nu țin, dar te fac să cazi într-o stare care este total opusul stării în care te-a dus. Și de-aia ajungi la un moment dat, știi, sentimentul ăla în care termin ce ai de făcut și ajungi acasă și cu toată forța ta, sau mă rog, ieși pe undeva și cu toată forța de care este capabil, creierul tău zice, dă-mi să beau. Forța aia care te face să-ți aprinzi, să simți că nebunești în momentul în care vezi pachetul de țigări că se termină și nu mai ai de unde să-ți cumperi. Trebuie să vii cu o forță asemănătoare. Trebuie să vii cu o forță asemănătoare și să pui stop. Și nu merge să pui stop oricât ai încerca, nu merge să spui stop, gata, încă un pahar și gata, sau gata, mai fumezi o țigară și gata. Nu, nu merge. Nu merge. Și tu știi foarte bine chestiile astea pentru că probabil ai zis, oho, de câte ori ai zis, nu mai beau în viața mea. De câte ori te-ai trezit și ai zis, cu durere de cap și ai zis, nu mai beau în viața mea. E, uite, asta este încă un exemplu pe care ți-l pot da cu privire la inversarea situației. Pentru că eu n-am spus niciodată nu mai beau în viața mea atunci când m-am trezit cu cu febră la cap după noapte de beție. Ce am spus, nu mai beau în viața mea, și am vorbit foarte serios într-un moment în care m-am trezit extraordinar de bine după o noapte în care toată lumea a băut în afară de mine. Și când am văzut stările de spirit de a doua zi ale tuturor celor prezenți și starea mea de spirit de atunci, atunci am zis, nu mai beau în viața mea. Și m-am ținut de promisiune și nu mai se scrie dezlegat, ca să ne înțelegem. Trebuie să fii fericit, ai obligația să fii fericit. Am mai spus-o în clipul precedent pe care l-am postat. Ai obligația să fii fericit și trebuie neapărat să renunți la lucrurile care te împiedică să fii fericit. Trebuie neapărat să renunți la ele. Identifică-le. Uite, ți-am dat câteva dintre ele. Dacă fumezi iarbă, renunță la iarbă. Dacă bei alcool, renunță la alcool. Dacă fumezi țigări normale, renunță la țigări normale. În momentul de față o să-mi spui, bine, păi și atunci? Pentru ce mai trăiesc? Ai să fii surprins! Ai să fii surprins! Crede-mă! Că așa gândeam și eu. Și toți care suntem prinși în dependențele astea mai mult sau mai puțin nocive. Și ai să descoperi, în primul rând ai să te descoperi pe tine și ai să vezi cât de puternic ești. În momentul în care renunți la lucrurile astea, în momentul în care constați că tu ești mai puternic decât berea pe care o bei cu prietenii, tu ești mai puternic decât țigara pe care o fumezi în pauza la servicii, tu ești mai puternic decât iarba care
crezi că îți dă inspirația de a face lucruri foarte tari. Și în momentul în care constați că ești mai puternic decât toate aceste lucruri, ai să vezi că dependența pozitivă pe care o vei avea de puterea de a fi propriul stăpân al vieții tale este mult, mult mai frumoasă și mult mai puternică. Cam asta, clipul de astăzi a fost ceva mai lung decât cele cu care v-am obișnuit, însă sper să vă fie de folos. Dacă ai întrebări, lasă un comentariu. Abonează-te dacă nu ai făcut-o încă, pentru că urmează alte lucruri cel puțin la fel de motivaționale. Și te rog din tot sufletul și din toată inima mea, renunță la alcool, renunță la țigări, renunță la iarbă și ai să vezi că totul în jurul tău se va schimba în bine. Ne mai auzim! Pa!